Salut, domnilor! Am plecat pe Nejlov, mai jos de Călugăreni, tot cu Costin, de data asta după știucă. Dăm de vreo 10 minute, am reușit să agăț. Să agăț stuful, nu altceva. Ceață, burniță, drumul destul de moale. Dar apa arată bine. Mă așteptam să fie mai tulbure. Are o claritate, zic eu, suficientă pentru știu că să poată să se hrănească. Sper să facem ceva treabă. Ne vedem mai târziu. S-a făcut ora 14:30. Ceața parcă se lasă din ce în ce mai tare. O simți la respirație. Momentan n-am avut nicio trăsătură niciunul. Dar suntem încrezători. Mai sunt doi băieți în fața noastră. Nu i-am auzit să fi luat ceva. Cel mult poate să ne deranjeze puțin locul, da? Nu e o regulă. Sunt multe cazuri când vii din spate și prinzi mai bine. Oricum vrem să mergem vreo 4-5 km. Dus 4-5 întors, adică să facem în jur de 10 km. Asta ne-ar lua 2-3 ore, cam la limită. Nu știu dacă reușim. Să vedem. La 5 deja se întunecă, plus că mașina e destul de departe. Am reușit să ajungem până în capăt. Acum suntem deja pe întoarcere. Nici o trăsătură n-am avut. În afară de doi băieți cu care ne-am intersectat în dreptul insulei, că uitai să vă spui, că suntem pe segmentul Budeni-Brăniștari, pentru cunoscători. Așa, deci ne-am intersectat pe la insula aia cu doi băieți, foarte plouați și ei, bănesc că, după cum i-am văzut pe ei că arătau, cred că așa arătăm și noi, poate chiar mai rău, chiar așa, supărați, plouați, nu luaseră nimic și plecau, nu știu de când ori fi fost mai de dimineață, dar nu asta e supărarea, nu, supărarea mare e că am agățat, cred că 80% din ce am avut la mine de știucă și ce am avut mai drag. Adică și voblere, și rotative, și oscilantele toate, rotativele toate, strunele toate. Am mai avut niște rotative mai mari de la DAM, s-au dus și alea. Mai am un wobbler de la Salmo și vreo 2-3 twistere, cred. Așa că și dacă am mai merge sau am mai sta prea mult,
deja șansele au scăzut. Să mai prinde, că nu mai avem, în primul nu mai avem strune. Am terminat și eu și el. Așa că... Da, bineînțeles că dau și fără strune, că nu mă deranjează. Măcar să tragă ceva și să rupă, nu mă deranjează nici asta, da? Nu înțeleg de ce se agață foarte mult pe fund. Am mers mult pe fund pentru că știu că așa trebuie să o cauți, că acolo e. Dar în locuri în care altă dată nu agățeam, bine, am găsit și niște semne de plase, deci clar că au băgat ăștia plase pe aici. Au mai tăiat și au mai rupt creci care s-au dus în iarăși în apă. Că da, e perioada în care românul vine și el să mai ia un lemn și nu poate să stea să curețe crăcile, să le ia. A tăiat grosul mijlocul, a curățat repede din drujbă și a fugit. Și alea, Dumnezeu cu mila pe unde ori pica și ce s-a întâmplat. Asta e. Mai încercăm la întoarcere, în locurile mai interesante și să vedem ce o mai fi. Ne-am continuat drumul spre mașină, pescuind toate locurile, tot degeaba, absolut niciun rezultat. Vreau să spun că am găsit măceșe numai bune de mâncat, foarte bune. Nu toate tufele, dar sunt unele nemaipomenite și acum profit de ocazie. Cât mai dă costin. Cam așa sunt înainte, așa sunt după. Deci astea, tufa asta, toate sunt bune. La unele tufe am găsit doar câteva. Astea sunt nemaipomenite. Sper că nu vă enervez cu ronțăitul ăsta. Dar la cât a mers, chiar am nevoie de niște energie. Doar ce spuneam, că n-am avut niciodată câini aici, brusc au apărut trei. Se uitau după un pui de lebădă. Era speriat puiul. Ce zic, apa e foarte bună. Locuri să accesezi, să pescuiești câte vrei. Mașina am adus-o de la șosea, am intrat prin Călugăreni și am coborât-o pe izlazul comunal. Deci dacă știți prima străduță care vine în dreapta, are puțin asfalt și este o baltă. Se vede balta pe... E îngrădită a cuiva. Se vede pe Google. Pe Maps. Deci acolo am coborât. E puțin noroi acolo, dar merge ușor. Apoi am făcut stânga pe izlazul comunal. Mergi până când dai de digul, care urcă puțin în sus, că n-are cum în jos. E puțin mai înalt, adică. Acceptabil și digul ăla dacă mergi ușor. Și am ajuns până la albia râului. Puteam să venim cu ea până aici, dar n-avea sens pentru că de acolo deja începea pescuitul. Oricum, în vară erau foarte mulți aici, s-a prins cam o lună jumate, să știți că pe segmentul ăsta, Budeni, Brăniștari, s-a prins foarte bine ciortan și crap. Probabil ieșise din Baltă, din Comana și caraș frumoși. Atunci stagnase și știuca, dar și știuca s-a prins mai bine în primăvară. Deci sunt perioade. Cu cât vii mai des, cu atât ai șanse mai mari. Așa te uiți și spui, băi, a prins ăla. Păi ăla a prins, dar întreabă-l de câte ori a fost sau ce norocare. Și am avut partide în care am prins, dar foarte multe și din astea cazi în care n-am avut o trăsătură sau n-am văzut măcar un oblete. Mizerie pot să spun că e destulă. Nu e ca Parge și niciun caz, pentru că nu vine nimeni din sat să arunce
atât de departe, că poate să o arunce acolo mai aproape. Dar, în schimb, de la pescari, e destulă. Bineînțeles că sunt pescari veniți și din zona de aici, și din București. Acum nu poți da vina doar pe unii. Fiecare face cum îl taie cap. Cam asta despre Neajlov în sfârșit de decembrie. Cu siguranță am să mai vin. Nu știu când. Vedem cum evoluează vremea. Că ușor, ușor se va mai răci. Poate știu că începe și ea să se hrănească mai bine. Poate intră în prohibiție dacă apare ordinul. Deci nu se știe. Oricum. Doar dacă apare ceva notabil pe traseu spre mașină, ne mai auzim. Dacă nu, pe data viitoare.